Sau și mi-am găsit la 9 joculeț pe canal, acest joculeț se numește Happy Wheels. Și bă băieți, înainte să începem, nu uitați să apăsați butonașul de like și de subscribe, să strângem și noi peste 5 like-uri dacă mai aveți episoade din Happy Wheels. Am văzut acolo jocul și mi s-a părut foarte interesant. Eu știu despre acest joc, l-am mai văzut și la alți youtuberi. Acest joc este foarte vechi, este din 2012 dacă nu mă înșel. Așa că hai să dăm și în acest joc ai mai multe nivele cu fiecare personaj. Bine, așa e pe telefon, pe calculator în mod normal te lăsa să alegi tu orice hartă făcută. Deci în acest joc poți să creezi tu o hartă făcută de tine și să o joc eu cum și să o joci, doar că pe telefon e diferit. Sunt pe nivele, înțelegeți? Și e mai adică pe telefon nu mă lasă să joc eu hărți făcute de alții. Așa e pe telefon, sunt pe nivele, dar pe calculator dacă vi-l descărcați e altfel. Așa că hai să dăm pe primul nivel și hai să vedem în cât timp facem. Harta e pe prima dată când mă joc. O să fie hărți din ce mai grele. Ok, mergem cu asta, cu trotineta asta. Sunt multe personaje în joc, unele te ajută la anumite nivele. De exemplu ăsta sar cu trotineta asta sau ce-o fi. Asta e cel mai nașpa pe telefon că... Nu știu dacă am făcut bine. Am făcut bine. Asta e cel mai... enervat pe telefon pentru că... nu te lasă să... joci... cum e pe calculator să joci... să joci nivele făcute de alți oameni. Trebuie să joci pe nivele. Nivelele pe care ți le dă jocul. Pe calculator, exact cum v-am spus, puteți să alegeți orice nivel. Puteți din acest joc să faceți propriul nivel și să-l jucați sau să-l joace altcineva. Deci e super tare. Dar pe telefon e altfel. Trebuie să joci ce-ți dă jocul. Aici să dăm restart level. Asta este. Din păcate, n-avem ce face. O să jucăm nivelele făcute de joc. Dacă eu nu pot ca pe calculator să mă joc. Da, mă rog, înțelegeți voi. Hai să ne oprim cu subiectul acesta. Ați înțeles voi. Ok, suntem la nivelul 2. Bă, momentan e ușor. Și bineînțeles, eu acum joc cu caracterul ăsta, dar mai pot să joc încă cu alt caracter. Mai e un biciclist și mai multe chestii. Ok, nu știu ce trebuie să fac aici. Cred că asta trebuie să fac. Și acolo sus mi-apare secundele. Da, asta trebuie să fac. Acolo sus mi-a apărut secundele cât am făcut. Am făcut 50 de secunde. Hai să trecem la următorul. Da, și am uitat să vă zic, băieți, în jocul ăsta este puțin brutal. Puteți să vă rupeți picioarele. Adică exact cum mi s-a întâmplat acum. Deci în jocul ăsta poți să mori. Asta este ideea. Dacă n-ai grijă. Vedeți, deja suntem la nivelul 3. Din ce în ce mai greu. Mamă! Am murit. Vedeți băieți, este din ce în ce mai greu. Pentru că acum hărțile astea o să pună de exemplu țepi sau chestii care să tragă mine să mă omoare. Deci nu mai e ca la cele două hărți, acum deja e un pic mai greu. Poți să te lași pe spate și să-ți dea. Uite și aici este greu. Dacă te înțeapă un țăp de la, mai ales în cap, mori instant. Nu doar de la țep, de la orice. Dacă te-ai lovit în cap, ești mort instant. Hai mă, sari. Îmi plac momentan aceste nivele. Și am terminat și acest nivel. Hai să ieșim puțin și să vă dau exemplu. Uite, de exemplu, ăsta este un biciclist. Hai să facem un nivel și de-a lui să vedeți cum este. Am dat la nivelul 6 din greșeală. Așa.
Deci îmi place că poți să alegi tu orice nivel, nu trebuie să le faci în ordine, trebuie să alegi tu orice nivel, dar o să merge tot cu primul nivel. Deci ai mai multe caractere, ăsta este de exemplu un biciclist. Cam asta pot să fac cu biciclistul, să mă dau spate față. Cum mergem în spate, hop. A căzut copilul, din păcate. Oh, brrr! Ușor, 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 ușor. Îmi zice stop aici. Oh, de asta mi-a zis stop, că pica acest pod. Pot să mă dau și peste cap dacă vreau! Ok. Hai că am făcut-o de oaie. Mi-a zis acolo stop, dar eu distrându-se, nici nu mi-a dat seama să mă opresc și mi-a căzut țepii aia în cap. Mi-a rupt singur mâna. Am pus frână. Băi băieți, singurul lucru care mi-e frică e să nu-mi dea jos episodul pe YouTube, pentru că este un pic violent, adică vedeți că se rup oasele astea și chestiile astea, adică se rup, adică în jocul ăsta este un pic violent, pentru că doar că mor, dar pot să se rupă tot corpul și să nu zică YouTube-ul că e foarte violent acest joc. Așa, să mă opresc! A, zis, mă dau cu spatele. Wow! Ok, am terminat nivelul. Dăm mai departe. A, ok, asta trebuie să fac. Haide, mă! Wow! Aici să mă opresc ușor, ușor. Ușor, ușor, că dacă nu dau cu capul de țăp, de țăpi. Ok, acum coborâm. Ok, nu credeam că o să mă împingă chestia aia în spate. În țepi, pardon. Ok, mai încercăm o dată. Ah, aparent aici trebuia să ajung. Bă, ce... Bă, da, o să ies din acest nivel, că nu-mi dau seama ce trebuie să fac. Hai să mergem mai aici, hai să încercăm nivelul 4, tot cu acest pătrotinetă. Nu știu ce trebuia să faci acolo. Așa că nu mi-am dat seama, așa că nu mai încercăm momentan nivelul ăla. Ok, am murit cu totul. Dăm drumul la ventilator. Scrie slow aici. Ok. Opa! Nu! Am căzut! A, da, băieți, și am uitat să vă zic la mulți ani și sper să vă fie un an cât mai bun acesta. Să fim sănătoși cu toții. Hai că mi-am rupt deja picioarele. Am dat, băieți. Hai că mai încerc o dată, o singură dată acest nivel. Am uitat și oricum, am uitat să vă spun la sărbători fericite și astea. Bine, s-au dus sărbătorile, dar la mulți ani și de-astea. Am uitat să vă spun. Ok, băieți, hai să încercăm alt nivel, nivelul 7. Și este și primul episod, acum mi-am adus aminte, este primul episod pe acest an 2023.
Bun. Mai încercăm acest nivel și... Ok, băieți, da. Eu o să chei aici episodul, băieți. Cam acesta este jocul, aparent, nici bine n-am văzut. Mi-a venit o săgeată fix în cap. Bă, băieți, cam acesta a fost episodul de astăzi, cam acesta este jocul. Dacă mai aveți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Și data viitoare o să încercăm să completăm toate nivelele de la ăsta, de la ăsta cu trotineta lui. Și da, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și da, să strângem cât mai multe like-uri și pa, pa!